Pe cele despărțite le adun într-o unire și ai pus dragoste, legătură neîntreruptă, ceea ce ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și ai arătat pe ei moștenitor făgădinții tale, însuți binecuvântează pe robii tăi aceștia povățuindu-i pe dânsii spre tot lucru bun. Te logodește robului Dumnezeu George, Răzvan cu robul Dumnezeu Iulia, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Se logodește robul Dumnezeu George, Răzvan cu robul Dumnezeu Iulia, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Se logodește robul Dumnezeu Răzvan George cu robul Dumnezeu Iulia, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Rugăm amândoi să fie un ceas bun, cu sănătate, cu bucurie. Se logodește roaba Dumnezeu Iulia, cu robul Dumnezeu George Răzvan, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește roaba Dumnezeu Iulia, cu robul Dumnezeu George Răzvan, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește roaba Dumnezeu Iulia, cu robul Dumnezeu George Răzvan, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Însuți binecuvântează logodna robilor tăi acestora, George, Răzvan și Iulia, întărește cuvântul ce și-au dat, unește pe ei cu Sfânta Unirii cea de la tine, că tu din început ai zis parte bărbătească și femeiască și de la tine se însoțește bărbatul de femeie spre ajutor, spre zânirea neamului venesc. Însuți dar, stăpâine Dumnezeu nostru, ceea ce ai trimis adevărul peste moștenirea ta și credința ta peste robii tăi, părinții noștri, ce ai aleși tăi de neam în neam, caută spre robul tău, George Răzvan, și spre roaba ta, Iulia, și întărește logodna lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste. Fericiți toți cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile lui, rosul și mâinilor tale vei mânca. Fericit ești, bine îți va fi. Femeia ta ca o vie roditoare în laturile casei tale, fiii tăi ca niște blăstare tine măzit împrejurul mesei tale. Iată așa se va binecuvânta omul ceea ce se teme de Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste Israel. Așa să vă ajute Dumnezeu. Dumnezeule cel prea curat și Domnul la toată făptura, care din iubirea ta de oameni pe coasa strămoșului Adam în femeie și binecuvânta pe dânsi și ai zis, creșteți, vă mulțiți și stăpâniți pământul. Și pe amândoi ai arătat într-un trup prin Iosuse că și pentru aceasta vă lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va însoți cu femeia sa și vor fi amândoi un trup pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Însuți, Stăpâne preasfinte, primește rugăciunea noastră, robilor tăi, și păzește acum, și precum acolo și aici, fiind de față cu ajutorul tău cel nevăzut, binecuvintează nunta aceasta și dă robilor tăi, George, Răzvan și Iulia, viață pașnică, lungime de zile, înțelepciune, dragostea unuia către altul într-o legătură păcii, dar de plumb seminție cu viață îndelungată cu una cea nevestejită a măririi. Învredicește-i pe dânsi a vedea pe fiii fiilor lor, păzește viața lor fără de mântuială, și le dă lor din roa celui de sus din belșugul pământului, umple casele lor de grâu, de vin și de unt de lemn și de toată bunătatea ca să dea și celor lipsiți. Și dăruiește celor ce sunt împreună cu dâns și toate cerurile pentru mântuire, că Dumnezeu milostiv și îndurat de oameni iubitori ești ție slavă înălțăm,
împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, cu prea Sfântul Bunul de viață, Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Domnului. Binecuvântate ești, Doamne, Dumnezeul nostru, Sfințitorul Nunții Celei Tainice și Preacurată și Legiuitorul Nunții Celei Trăpești, Păzitorul Stricăciunei, Chimerițitorul Cel Bun a celor trebuință vieții, însă Stăpâne, Cel ce din început l-ai țintit pe om și l-ai pus pe dânsul ca pe un stăpân al făpturii și ai zis, nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem lui ajutor din trânsul și luând una din coastele lui. I-ai zidit femeie pe care, văzându-o Adam, a zis, iată acum os din oasele mele și trup din trupul meu, aceasta se va numi femeie, căci din bărbatul său s-a luat ea, pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup și pe care Dumnezeu i-a unit omul să ne despartă. Și acum, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, trimite harul Tău cel ceresc peste robii Tăi aceștia, George, Răzvan și Iulian, și de robii Tăi acestea să se plece într-o toate bărbatului său și robul Tău acestea să fie ca femeie și să viețuiască pe voia Ta. Binecuvântează-i pe Dânsul și Doamne, Dumnezeul nostru, pe cum i-ai binecuvântat pe Avram și pe Sara. Binecuvântează-i pe Dânsul și Doamne, Dumnezeul nostru, pe cum i-ai binecuvântat pe Ioachim și pe Ana, pe Zaharia și pe Elisabeta. Păzește pe Dânsul, Doamne, Dumnezeul nostru, pe cum i-ai binecuvântat pe noi în corabie, pe cum l-ai binecuvântat pe Iona în pântecele Chitului, pe cum i-ai păzit de foc pe Sfinții Trei Tineri, trimițându-le lor rouă din cer, și să vină peste Dânsul bucuria pe aceea pe care a avut-o fericită Elena când a aflat cinstita cruce. Adu-ți aminte de Dânsul, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ți-adu-ți aminte de Enoch, de Sem și de Elie, și de Sfinții Tăi 40 de mucenici trimițându-le lor cununi din cer. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de părinții lor care i-au născut și au crescut, pentru căruciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, și de robii Tăi aceștia, Gheorghe și Gabriela nașii lor, și de nuntașii care s-au adunat la săvârșirea acestei sfinte taine. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de robul Tău, George Răzvan, și de roaba Ta, Iulia, și binecuvântează pe dânsii. Dă-le lor roade pântecelui, prunci bun, bună înțelegere sufletească și trupească. Înalță pe dânsii ca cedrii banii, ca vie drăznite. Dă-le lor roadele pământului, ca toată îndestălarea, vând să sporească spre totul prorun și necurăție, și să vadă pe fiii fiilor lor ca niște bărbițe tine și măsine prejurul meselor, și binecăvântă-ne ca Ta să strălucească pe mânătorii pe ceri, pe tine, Domnul nostru. Dumnezeule cel Sfânt, care din țărână ai făcut pe om și din coastele ei ai făcut femeie și ai însoțit-o lui spre ajutor, pentru că așa a plăcut slavii Tale să nu fie omul singur pe pământ. Însuși acum, Stăpâne, întinde mâna Ta din Sfântul Locaș, unește pe robul Tău, George Răzvan, cu roaba Ta, Iulia, pentru că de către Tine însoțește bărbatul, femeia, unește pe niște într-un gând, împurnează într-un trup de niște roadă pântece, dobrit de prunși buni. Se cunună robului Dumnezeu, George Răzvan, cu roaba lui Dumnezeu, Iulia, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună robului Dumnezeu, Răzvan, George, cu roaba Dumnezeu, Iulia, pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună robului Dumnezeu, George, Răzvan, cu roaba Dumnezeu, Iulia, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună roaba lui Dumnezeu Iulia, cu robul lui Dumnezeu George Răzvan, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.
Secundă roaba lui Dumnezeu, Iulia, cu robul lui Dumnezeu, George Răzvan, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Secundă roaba lui Dumnezeu, Iulia, cu robul lui Dumnezeu, George Răzvan, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. A zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai iau vin. Iar Iisus a răspuns, ce ne privește pe mine și pe tine, Maică, ceasul meu n-a venit încă. Mama lui a zis celor ce slujeau, să faceți ceea ce vă va spune. Și erau acolo 6 vase de apă făcute din piatră, puse pentru curățirea iudeilor și care luau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă și le-a umplut până în sus, apoi le-a zis, scoateți și aduceți nunului și ei au adus. Și când nunul a gustat apa care se făcuse vin, și nu știa de unde este, dar slujitorii care scosese apa știau, a strigat nunul pe mine și i-a spus, orice om pune-te vinul cel bun și când au băut bine, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa. Arată-nuta lor cinstită, ferește patul lor neîntinat. Binevoiește să-și petreacă viața lor fără prihană și vrencește pe dânsii să ajungă bătrâneți fericite cu inimă curată împlinind poruncile tale. Tatăl nostru, care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Dumnezeule, Cel ce toate le-ai făcut cu puterea Ta și zidit lumea și ai înfrumusețat cu luna tuturor cerfută Tine, și acest pahar de obște pe care l-ai dat celor ce se însoțesc prin unirea nunții, binecuvântează-l cu binecuvântare duhovnicească. Amorul Isaia, dă-nțuiește
Mări să fii mire ca Avram și binecuvântat să fii ca Isaac, te mulțumesc că Iacob umblând în pace și lucrând în dreptate poruncile lui Dumnezeu. Și tu, mireasă mărită, să fii ca Sara, să te veselești ca Rebecca, să te mulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzindu-i legii, pentru că așa a binevoit Dumnezeu. Amin. Iată, fiilor, Duhovnice, ești prin punerea mâine pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Crucea să vârciți jurământ înaintea Sfântului Altar și veți păzi legătura dragostei și a unirii între voi până la mormânt curat, neîntreruptă, dreaptă și cinstită și că nu vă veți abate de la datoriile voastre niciunul, nici altul, urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Amin. Domnului să ne rugăm! Doamne Dumnezeul nostru, care ai venit în Cana Galilei și nunta de acolo ai binecuvântat-o, binecuvintează pe robite aceștia, George, Răzvan și Iulia, care cu purtarea ta de grijă s-au însoțit prin anunții, binecuvintează intrările și ieșirilor, înmulțește cu bunătăți viața lor, primește cununul lor împărăția ta, păzindu-i curați, fără prihană, și ne-a supriți în vecii vecilor. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treime cea întru toți sfântă și de o ființă și începătoare de viață, o Dumnezeire și o împărăție, să vă binecuvinteze pe voi, să vă dea vouă o viață îndelungată, naște din prunci bun, spor în viață și în credință, și să vă mâncească și de desfătarea bunătăților celor făgăduite, pentru rugăciunile prea sfinte, născătoare, Dumnezeu și ale tuturor sfinților, slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Rânduita Dumnezeu, ca astăzi, când de altfel sărbătorim pe Sfântul Mare Mucenic Pantelimon Tămăduitorul și pe Sfânta Antuza, mama Sfântului Ioan Gură de Aur, să fim aici, în biserica iată din Bozești și să ne oprim pentru ca să ne rugăm lui Dumnezeu în marea taină a căsătoriei pentru George, Răzvan și Iulia, pe care Dumnezeu i-a rânduit ca de acum înainte ei să fie împreună și să rămână împreună pe ceea ce s-a așezat, adică pe sentimentele de iubire, de respect, de încredere, pe sentimentele de pace, de răbdare și de bună înțelegere, care, desigur, să meargă în veșnicie împreună și să poarte de grijă unul față de celălalt și împreună de casa lor, împreună de familia lor. Căsătoria este cea pe care a rânduit-o Dumnezeu pentru toți oamenii de pe suprafața Pământului, ca să se căsătorească, pentru ca să se înmulțească neamul omenesc, pentru ca să se înmulțească fiii și fiicele lui Dumnezeu. Acum, ei desigur au fost aduși ca un fel de ofrandă, ca o mare binecuvântare de părinții lor, de familia Lozinski și de familia Pușcalău, care au primit acești copii ca rod al dragostei, ca rod al familiilor lor. Și acum, ei, desigur, dacă voia lui Dumnezeu a fost să
se alipească sufletește unul de celălalt, părinții nu au făcut altceva decât le-au împlinit voia. Și în același timp, nu numai voia lor, ci și voința lui Dumnezeu. Care voința lui Dumnezeu este din iubire față de voi. Că tot ceea ce Dumnezeu voiește, iubește, face cu iubire. Și tot ceea ce iubește Dumnezeu, și voiește și vrea. Deci Dumnezeu vrea ca voi să fiți și să rămâneți împreună. Să vă rugați Lui, să-i mulțumiți Lui pentru această înaltă alegere, care, desigur, într-un fel, voi spuneți că sunt meritele voastre, că sunt hotărârile voastre. Dar nu este adevărat. Dumnezeu a găsit de cuviință că voi vă potriviți, că voi ați fi, într-adevăr, binecuvântați unul pentru celălalt. De aceea, să rămâneți în binecuvântarea lui Dumnezeu, să rămâneți în așezarea pe care, iată, trei preoți v-am așezat în noua voastră familie, George, Răzvan și Iulia. George, te cunosc de mic copil și te cunosc foarte bine ca fiul al lui George și ca fiul al lui Eugenia și Răzvan. Eu foarte mult v-am prețuit și vă prețuiesc familia voastră, pentru că mi-ați plăcut. Pentru că bunicul tău, un om de excepție, bunica ta, care, desigur, acum Dumnezeu le-a deschis o fereastră a cerului, să privească spre momentul să petrece într-un ales al lui, într-o ctitorie voievodală. Dar desigur, desigur, o undă, ca să vadă cum tu astăzi ai luat-o pe Iulia, o fată deosebită, crescută și bine educată în familia Pușcalău, oameni de bună credință. Deci, atât, voi nu veniți de oriunde, veniți din familii cu frumoase cărți de vizită. De aceea, respectați-vă cărțile voastre de vizită, pe părinții voștri. Respectați-vă, desigur, sfaturile care le-ați primit. Și nu veți greși, pentru că porunca a cincea spune: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți fie ție bine și să trăiești ani mulți pe pământ. O să vedeți voi, așa cum ne-au rugat tot timpul, când veți avea copii și când veți vedea că ei vă cinstesc pe voi, vă respectă pe voi, ce bucuroși veți fi. O să vedeți când o să ajungeți la 115 ani de prelungire. Și o să vedeți pe fiii voștri, pe nepoții voștri, împrejurul mesei voastre, așa cum s-a spus în rugăciune, îi veți vedea ca niște vlăstare în jurul vostru. Ce bucurie va fi! Ce veselie va fi! De aceea, ceea ce s-a făcut, s-a făcut pentru ca voi să înțelegeți că totul este sfânt, că totul este dumnezeiesc, că nu este rânduială omenească. În nunta voastră știți ce a fost rânduială omenească? Totul până ați venit aici. Aici ați văzut că nu s-a mai ocupat nimeni de voi dintre ce este omenesc. Ați venit pe mâinile noastre, care noi nu ne ocupăm de nunți, de petreceri, de botezuri, de mai știu eu ce să organizăm, știți? Nu suntem firmă. Noi suntem slujitori acelui prea înalt. Și noi aici ne-am ocupat, ați văzut, cu totul și cu totul de altceva, de ceva special, de ceva care n-am rânduit nici noi, ci noi am fost rânduiți să facem, să împlinim aceasta potrivit rânduierilor lăsate Sfinților Săi ucenici și apostoli, de scumpul dumnezeiescul învățător Mântuitorul Iisus Hristos. Răzvan, am toată încrederea în tine. Te-am avut la ora de religie, mi-ai fost elev. Ții minte că n-ai avut decât numai de 10.
Nu mai știi ce ți-am dat. Și nu plânge, lasă, stai liniștit. Dar notele acelea de 10 erau în special cu referință la sufletul tău, la interiorul tău. Pentru că așa trupește, erai ghiduș ca fiecare copil. Dar sufletul tău era cel despre care Iisus spunea: lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. Că unora ca acestora este împărăția cerurilor. Și eu nu puteam să spun altă notă mai mică decât 10. Pentru că erai și ești, ai rămas copilul lui Dumnezeu. Cu sufletul care mereu trebuie să-l ai frumos, împodobit, ca un copac cu roade. De aceea, Iulia, să știi că ori de câte ori se întâmplă ceva, se amintește. Păi, Părinte, ți-a dat 10 la religie, ia dovedește. Ia poartă-te așa, ia fi așa. Pentru că lucrul acesta, nu? Notele ne face, ne caracterizează ca oameni de elită, nu? Și deci, iată că pentru mine el a fost un copil de elită și de aceea, Iulia, eu nu mă îndoiesc că și tu ai avut o căciulă de 10 la religie. Și ești o mireasă de nota 10. De aceea, aveți grijă unul de celălalt. Să vă rugați, să țineți și voi posturile, să mergeți la biserică, să iubiți biserica, să știți că acum, din ce în ce, lumea, să știți că trebuie să se întoarcă la Dumnezeu și să creadă și să-L iubească pe Dumnezeu, să lase deoparte păcatele, să lase deoparte mizerile, murdăriile și să se întoarcă lumea la Dumnezeu. Pentru că atât ne-am mai rămas în scurta perioadă istorică a lumii acesteia. Să fim cu Dumnezeu, să rămânem în curțile lui Dumnezeu, să rămânem în sfaturile și în învățăturile lui Dumnezeu, care sunt bune, ziditoare și folositoare. Mă bucur pentru nașii voștri, pentru domnul Gheorghică și doamna Gabriela Ușneac, care sunt, într-adevăr, potriviți pentru voi. Tot la fel, ne cunoaștem de multă vreme și mă bucur, eu n-am știut că dumneavoastră sunteți nașii lui George și ai Iuliei. Și plus de aceasta, n-am fost eu menit de la capul locului. Părintele Justinian a fost menit și m-a rugat să vă transmit și din partea lui toate felicitările și urele de bine și o căsnicie frumoasă, rânduită și așezată pe piatră tare, pe stâncă care nimeni să nu o strice niciodată. De aceea vă felicităm pe voi, pe nașii voștri, pe părinții voștri și pe toți cei scumpi și dragi și să fiți sănătoși, robilor tăi, Răzvan, George și Iulia. Dă-ne, Doamne, viață nelungată, lungime de zile, sănătate, mântuire, spor în tu dreapta credință, apără și păzește într-un mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani,
patronul căsniciei voastre. Vreți pe Preasfântă Născătoare Dumnezeu, care este hramul acestei biserici, vreți pe Sfântul Panteleimon, care îl păzduim astăzi, vreți pe Sfântul Gheorghe, patronul lui George, pe Sfânta Iulia, patroana Miresnicii, pe cine doriți? Sfântul Gheorghe.